Salutare, dragi prieteni! Aici Florin de la OAR Autonavi. Vă prezint proiectul realizat astăzi pe o Dacia Logan 2022 Logan 3 este mașina, unde am integrat un sistem, după cum se vede. Domnul a venit direct de reprezentanță cu mașina. A zis, domnule, n-am vrut să plătesc la Dacia pe sistemul ăla 1500 de euro, 2000 de euro, cât este, care nu face nimic. Vreau să montez un sistem competent, pe tendă la dumneavoastră, astfel încât totul să fie mulțumit. La modul să am un Android 10-11, cum e în cazul de față. Vreau să-mi instalez aplicații precum Waze, YouTube, Google Maps, tot ce-mi place mie, vreau să le am toate pe sistem, inclusiv harta României, un iGo, spre exemplu, așa cum l-am instalat domnului, fără absolut niciun fel de problemă. Harta României, harta Europei în limba română, este actualizabil, eu l-am actualizat astăzi, 7 octombrie 2022, este actualizat la zi, după cum se vede, ne arată reprezentanțe, benzinării, reprezentanța Volvo, Mini, Volkswagen și așa mai departe, totul este în limba română, fără să stau la Dacia să le cer update-uri, să mă coste o căruță de bani, fără absolut nicio problemă, totul gratuit din partea firmei OAR Autonavi, pe care eu administrez Florin OAR Autonavi. Un Logan de excepție. Pe lângă asta, i-am pus o cartelă SIM pentru internet, după cum se vede deja, nu știu cât focalizează telefonul, deja are semnal 4G. Aici am pus slotul pentru cartela SIM pentru internet și încă un slot suplimentar de USB. De ce zic suplimentar? Pentru că inclusiv USB-ul de fabrică al mașinii, posesorii de Dacia trebuie să știe, s-a preluat și acesta. O cameră de mașalier foarte frumoasă, un standard definition, după cum se vede, foarte frumos, cu o vedere destul de largă, comenzile de pe volan funcționale, volum plus, volum minus, fără absolut nicio problemă. Totul este perfect funcțional pe această mașină frumoasă 2022. Să sperăm că domnul o ține cât mai mult. De asemenea, am instalat un Waze, binecunoscutul Waze, prietenul nostru, prietenul șoferilor care ne scapă de ambuteiaje, de aglomerații, de polițiști, de absolut totul. Waze-ul este la îndemâna tuturor, mă gândesc că toată lumea știe, l-a folosit și așa mai departe. Bun, de asemenea, fiind sistemul ăsta de operare Android, am instalat și un YouTube pe aparat, un YouTube pe care cu toții îl știți, de pe tablete, de pe telefoane, unde avem absolut tot ce ne place. Ne-a apărut aici Țancă, Uraganul, nu contează cine a apărut, putea să apară și Michael Jackson în persoană. Acum așteptăm reclamele de rigoare de la YouTube, totul este absolut perfect funcțional. De ce las un pic reclamele să funcționeze? Pentru că vreau să vă arăt ceva. Aparatul, spre exemplu, știe să facă și funcția de split screen. Vreau Waze-ul într-o parte, îl vreau pe Țancă sau pe Michael Jackson în partea dreaptă, îl am și pe Michael Jackson sau pe Țancă și Waze-ul concomitent, fără absolut nicio problemă. Fiind un an de la Android 10 în sus, ele știu să facă split screen, împarte ecranul în două jumătăți perfect egale, astfel încât putem să folosim două aplicații deodată pe ecranul principal. Am tras odată, am făcut o izumare și am terminat povestea cu asta. De asemenea, vine cu funcția de Bluetooth, car kit cu mașina, se conectează și cu iPhone-ul, după cum se vede, posesorul mașinii are un iPhone. Agenda telefonică, apeluri date primite, muzică, streaming prin Bluetooth. Ce pot să vă mai prezint? Funcția de radio, un radio foarte puternic și inteligent, unde avem toate posturile de radio foarte frumos accesibile și la îndemâna tuturor. De asemenea, vine cu un procesor de sunet DSP, DSP-ul ăla cu foarte multe reglaje de care vă tot povestesc eu că se aude demențial. Domnul e de la Bacău. Să sperăm că mai are drum la noi în București. Mașina n-a venit cu tweeterele acestea, da? Mașina este destul de standard, n-a venit cu tweeterele acestea și cu difuzoare pe spate. Dar urmează să vină la noi când mai are drum cu prima ocazie la București. Îi punem și tweeterele, difuzoarele pe spate, să o facem să sune cât de cât decent. Pentru că în sonorizarea de fabrică și aparatul de fabrică pe care l-a avut și l-a asumat cu gândul că va urma acest retrofit pe care, după cum vedeți, așa l-am făcut. Eu zic că arată foarte bine, în premieră în România, foarte frumos. Bun, în regulă, acesta am fost eu, Florin de la OAR Autonavi, în cazul în care ți-a plăcut proiectul meu, dă-mi un like. Vrei să facem un proiect asemănător pentru că ai un Logan 3? Sună-mă, 0751959226 este numărul de telefon la care mă puteți găsi. Mă cauți pe YouTube, pe Facebook, pe Google.
Florinul Autonavii, peste tot mă găsiți, luăm legătura, povestim despre acest proiect sau despre orice alt proiect, pentru că eu comercializez și instalez navigații pentru orice tip de mașină. Ciao, ciao!